aruncăm un nou de la înălțime și să nu se spargă. Am pus un nou într-o deasă de finetin. Îl acoperim și vom arunca să vedem dacă se sparge. Stai, nu filmă. Aruncă-l, vezi să nu mergi câinele. Hai! Dă-i! Aruncă-l acum, aruncă-l, până nu vine câinele. Băi, e întreg! S-o spart? Nu, e întreg! Cum îl scot? Poate îl spargi. Oul! Cum ne vă mâna? E întreg! Explicație. Când ouă cade de pământ, Nutella absorbe șocul. Finetul, de fapt. Finetul Nutella absorbe șocul și nu ajunge până la ou și astfel oul nu se sparge. Da, explicația fizică. Dacă încercați asta cu forță cu alea. Forța de absorție mare decât cea de acțiune. Am dat deja. Deci proiectul numărul 2 trebuie să scoatem gălbenușul din nou folosind doar o sticlă. Da? Incredibil. Atât? Da. Și Explicația. Mănâncă. Explicația. Cloș. Se creează vid atunci când aerul iese din sticlă și atunci când îl trage, gălbenușul fiind mai consistent, este tras în vid, în vidul creat prin lipsa aerului. Să aruncăm un... Ok. Da, nu merge! Întreb o sticlă mai mare. Stai așa, fii atent. Bă, cu gura! Cu gura, băi! Tu îngăbii, vezi? Oh! Și acum ce o să faci? Opa! Așa. Cu ingredientele rămase să facem o supă. Ieși. Ți-ai să pici. Păi nu pică. Fii atent. Bogat în calciu. Da. Acum o băgăm la microunde.